E din nou alertă alimentară în magazinele din România și tot din cauza înghețatei. Mega Image a anunțat că retrage de la vânzare înghețata Toblerone cu ciocolată și miere 4 ori 100 de mililitri din mai multe loturi, după ce s-a descoperit că un ingredient utilizat la fabricarea produselor avea un nivel peste limitele legale de oxid de etilenă. Fenomenul produselor contaminate cu oxid de etilen a luat amploare în ultima perioadă. Mai multe sortimente de înghețată și alte deserturi au fost retrase de la raft din mai multe supermarketuri începând cu luna trecută. Ne spune mai multe despre toate controalele și despre aceste nereguli Mihai Ponea, directorul general al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA, este în direct alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Bună ziua! Bună ziua! Dați-ne detalii, în primul rând, domnule Ponea, despre această informație de ultimă oră. Mega Image înțeleg că retrage de la vânzare înghețata Toblerone cu ciocolată și miere 4 ori 100 ml. Da, într-adevăr, este vorba despre Mega Image și înghețata Toblerone și Mega Image-ul este unul din lanțurile de hipermarketuri care au reacționat imediat și au informat consumatorii, dar în continuare sunt alte lanțuri de supermarketuri care ocolesc afișarea cât mai vizibil a produselor incriminate în așa fel încât consumatorii să-și poată readuce produsele pentru a-și primi banii și pe această cale a trebuit să intervenim și să sancționăm supermarketurile cu amenzi cuprinse între 30.000 și 40.000 de ron. Și încă o dată accentez acest aspect că toate supermarketurile din România care au comercializat înghețată și încă mai are termen de valabilitate până în 2022 au obligația să afișeze vizibil în așa fel încât consumatorii, dacă au un congelator, să aducă acel produs. Pentru noi este foarte important, lucru care nu s-a întâmplat sau există lanțuri de supermarketuri care așteaptă ca alții să o facă și ei nu. Și de aceea inspectorii ANSVSA au aplicat sancțiuni drastice și în continuare vom face acest lucru până vor înțelege consumatorii sunt cei mai importanți pentru noi și să retragem de la consumatori din congelator este foarte important și de aceea avem obligația, dacă tot am comercializat această înghețată, să și informăm consumatorii. Menționăm că astăzi am retras de pe piață și dispus neutralizarea aproximativ 2 milioane de bucăți înghețată. Tot astăzi, în ceea ce privește îngrijorarea acestui oxid de etilenă sau a plumbului, Comisia Europeană a emis astăzi un regulament în care nivelul de plumb din anumite produse alimentare scade la jumătate, dat fiind toxicitatea și acestui metal greu în organismul uman. Vreau să revenim puțin la controlele pe care le-ați efectuat la supermarketuri. Câte astfel de magazine au fost sancționate de ANSVSA? Câteva zeci de magazine au fost și probabil vor mai fi dacă aceștia nu înțeleg că trebuie să afișeze și să informeze consumatorii numai decât. Cu privire la înghețata retrasă astăzi din lanțul de magazine Mega Image, aveți informații că s-ar mai găsi și în alte supermarketuri acest tip de înghețată? Acest tip de înghețată din solicitările făcute către celelalte lanțuri nu s-a identificat acest tip de înghețată la alte lanțuri de magazine, dar un lucru important, acesta a fost retras de pe întregul raft din România, ca să spun așa, și nu mai există la raft, dar există posibilitatea ca și consumatorul să-l aibă în congelator, de aceea este foarte important ca toți consumatorii să acceseze site-ul ansvsa.ro sau la intrarea în magazin să vadă care sunt tipurile de înghețată incriminate. Dacă nu găsesc la intrarea într-un supermarket un afiș cu înghețată, fie ea la stradă, fie Snickers, fie Toblerone, îi rugăm de îndată să anunțe ANSVSA pentru a dispune măsurile ce se impun în aceste situații. Ce se întâmplă, domnule Ponea, cu acest oxid de etilenă care se regăsește în anumite ingrediente în cantitate mai mare decât cea permisă? Am observat că nu doar la înghețată există probleme în ultima perioadă, sunt și alte tipuri de deserturi care au fost retrase. Așa este. Sunt mai multe controle sau sunt probleme mai multe?
Ambele situații sunt, s-au intensificat controalele văzând acest risc produs de oxid de etilenă, dar ce trebuie spus este că oxidul de etilenă s-a identificat în acel aditiv E410. În înghețată, în toate analizele efectuate, nu s-a identificat oxid de etilenă. A fost sub limita de detecție a echipamentelor, dar pe principiul precauției, că nu se știe astăzi din studii care este nivelul de toxicitate și până unde se poate îmbolnăvi pe termen lung un consumator, s-a dispus această măsură a retragerii de pe piață, chiar dacă nu este prezent în înghețată, dar știm că în aditivul care a fost introdus a fost găsit oxid de etilenă. Bun, și nu ar fi mai simplu să interziceți folosirea acelui aditiv dacă observați că la mai multe sortimente există cantități peste limita admisă de oxid de etilenă? Acel aditiv este un aditiv natural, este dintr-un copac, gumă de caruba, dar când s-a transportat acel lot sau acele câteva loturi acum jumătate de an, s-a dezinfectat probabil vaporul, camionul cu oxid de etilenă și de aceea a fost identificat. Acele loturi au fost retrase și distruse de E410 și în continuare toate loturile sunt verificate. Păi și acest arbore de caruba a fost folosit de toți acești producători de înghețată, de Toblerone, de Snickers, de Mars, pentru că de Bounty, că au fost găsite nereguli la toate aceste sortimente. Așa este și de aceea s-a dispus retragerea întregii cantități de atât de înghețată cât și de aditiv, pentru a nu mai exista niciun risc. Chiar dacă în înghețată, repet, nu a fost identificat oxid de etilenă, dar pe principiul precauției a fost retrasă de pe raft. Ce le spuneți consumatorilor, domnule Ponea, în acest moment? Le spunem că înghețata care este astăzi pe raft este în parametri și nu este prezent oxidul de etilenă. Nici în cea care am retrasă de pe piață nu a fost găsit, ci în aditiv. Astăzi, aditivul care este introdus în înghețată nu are oxid de etilenă și de aceea în drum să consumăm ceea ce găsim în magazine astăzi. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Mihai Ponea, director general al Direcției Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA, a fost în legătură telefonică directă.